Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește în cele ce urmează. Vorbim în cadrul emisiunii Puncte de Reflexie cu domnul Oleg Serebrian, care este vicepremier pentru reintegrare. Un portofoliu destul de important. Domnule Serebrian, o să vă citesc pe dumneavoastră. Ați spus că despre pace și război în lumea de azi e greu sau e ușor de vorbit? E foarte greu de vorbit, mai ales în lumea de azi Într-o regiune atât de tensionată, cred că este cea mai serioasă tensiune apărută după 1991, nu cred cu certitudine, și din păcate Republica Moldova a nimerit în oarecum aproape de epicentrul uh, acestei zone deosebit de, de turbulente. Cred că uh, abia acum începem să prețuim cu adevărat uh, pacea. Este ceva care ne lipsește tot mai, tot mai mult, mai ales generațiilor tinere care au fost obișnuite cu um, o viață lipsită de orice riscuri. Că în generația noastră încă mai era o frică de război, era planau temerea uh, războiului uh, anii 80, mai cu seamă, când a fost criza perșingurilor. Uh, generația care a urmat, generațiile care au urmat, au fost lipsite de această frică. Iată că acum tensiunile sunt la turații maxime, din păcate, și cu atât mai mult trebuie să navigăm în această ceață cu foarte multă prudență uh, pentru a uh, evita uh, escaladarea tensiunilor sau Mă rog, recifi subacvatici foarte periculoși care sunt în calea noastră. Și temerea, frica crește inclusiv atunci când sunt în spațiu public informații de felul că și Republica Moldova, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost spațiul afectat. Spațiul aerian al Republicii Moldova este, din păcate, a treia oară afectat în acest an, cel puțin datele care sunt făcute publice, dar astăzi a avut loc acest incident. Regretabil, Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Moldova a avut o reacție. Bănuiesc că vor mai fi reacții și la acest apărării Ministerul Apărării a reacționat. Intuiesc că vor, mai, vor fi și, și alte reacții. Îmi dau seama că este și o reacție de nedumerire a societății, fără că îndoială și formațiunile politice. Vor reacționa la acest incident foarte regretabil, care... Da. Demonstrează cât de vulnerabili suntem și în ce măsură Republica Moldova este mai mult decât un vecin, decât un, o parte miegieșă a acestui conflict, din acestui război, din, din păcate. Cum spuneam și cu alte ocazii, suntem interconectați prea puternic la războiul din Ucraina și dosarul transnistrean. Are multe canale de comunicare la rândul lui cu acest spațiu foarte, foarte seismic în jurul Mării Negre. Da, pe moment mai e loc să se discute politic cum poate fi rezolvată problema transnistriană, sau acum toată atenția se focusează la criza energetică, inclusiv când e vorba despre dialogul dintre Chișinău și Tiraspol. Bun, dialogul dintre Cheșinău și Tiraspol de este deja de foarte multă vreme unul tehnic. Chiar înainte de 2019 acea reuniune eșuată la Bratislava, eșuată în sensul că a ieșit fără, fără succes. Fără succes. Uh, deja în 5 plus 2, ultimele discuții erau în mare parte axate pe probleme tehnice și dacă ne uităm chiar la pachetul Berlin Plus, despre care se discută mult sau s-a discutat foarte mult. Sau că e criticat uh, foarte. Criticat, mult criticat sau lăudat sau apreciat sau neapreciat. În orice caz, pachetul se referă în exclusivitate la domeniul uh, tehnic, economic, uh, educațional de altă natură, dar nu atinge subiectele, subiectele politice. Nu știu dacă a fost o, o, o poziție potrivită sau nu. După mine, această tactică care a fost aplicată în procesul de negocieri a fost cumva viciată de faptul că am pus carul înaintea cailor, înaintea... Mă rog boilor, se spune în anumite, anumite părți, pentru că, de regulă, subiectele de natură economică se discută după ce sunt clarificate subiectele de natură, natură politică. Noi, sub influența așa unor factori externe, am fost nevoiți să luăm întâi în discuție subiecte de ordin tehnic, economic inclusiv, lăsând subiectele politice, așa numitul pachet 3, privind statutul politic pentru, pentru desert, pe când, după mine, asta este, de fapt, partea grea. Și toată lumea cea se întreabă mai, dacă mai va fi deschis nebucere. acest coș 3. Da, pentru moment este foarte clar că premize pentru deschiderea acestui pachet 3 nu există, adică în condițiile actuale nu funcționează nici formatul de negocieri privind reglementarea problemei transmistraine, adică 5 plus 2 și nici premizele regionale nu sunt prielnice pentru, pentru deschiderea lui. În același timp, sunt foarte multe sau s-au multiplicat, de fapt, subiectele de ordin tehnic, odată cu închiderea frontierei Moldo-Ucrainene pe Tonsonul Transnistrean au apărut aceste multiple probleme legate de importuri în regiunea Transnistreană sau, mă rog, probleme de natură economică, comercială, financiară nu în ultimul rând. Iar din luna octombrie a apărut și mai evident dosarul energetic care a fost întotdeauna o parte, să spun așa, a acestei dimensiuni în discuția noastră cu Tiraspolul, deși este o premieră pentru prima dată, reintegrarea se ocupă de acest dosar, adică a avut tangențe cu acest dosar, pentru că erau alte instituții care uh, se implicau. Deci implicarea noastră este tot mai mare și mai mare. A biroului pentru reintegrare inclusiv este ceva uh, nou, ceea ce demonstrează că lucrurile evoluează, nu sunt, uh, nu sunt uh, statice. În ultimul timp treceți mai des, ministru? Cel puțin, așa se creează impresia că mergeți mai des la teraspol și discutați despre situația destul de dificilă în care s-a pomenit întreaga Republică Moldova, ținând cont că nu există o certitudine dacă va fi închis sau nu robinetul de Gazprom, dacă va fi suficient gaz și energie în această iarnă, dacă. Se vor găsi soluții de alternativă pentru a remedia această problemă în Republica Moldova, dar ați mers și ați discutat cu domnul Ignatiev la Teraspol și s-a făcut o claritate în acest subiect. Bun, discuțiile sunt, trebuie să spun, pentru că se creează impresia că discuțiile sunt doar atunci când sunt anunțate la televizor și are loc formatul 1 plus 1 sau grupurile de lucru. Sigur că discuțiile sunt zilnic. Să nu se creeze o impresie greșită că aceste discuții nu există zilnic în diferite. Forme pot exista zilnic. Cel da. mai des este vorba de corespondență sau de discuții telefonice, pentru că numărul problemelor care apar este foarte mare. Și uneori aceste probleme aparent pentru publicul larg, sunt minore. Alteori... Noi vorbim despre cele care da. au loc în format. Uh, cele care au loc în formatul 1 plus 1, pentru că în format pot, da, pot, fi, pot fi diferite. Cele care au avut loc recent în formatul 1 plus 1 la inițiativa Chișinăului au fost într-adevăr o, o premieră, pentru că nici în 5 plus 2, nici în 1 plus 1 nu, nu s-a discutat niciodată pachetul energetic. Delegația a fost una impresionantă, pentru că am, nu puteam să discutăm noi, nu stăpânim subiectul dat, era nevoie ca să fie factorii relevanți în componența Delegației Republicii Moldova de la Moldova-Gaz până la ANRE. Sigur Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, nu a fost singurul subiect discutat, dar a fost subiectul cel mai cel mai important. În fond, nu este niciun secret propunerea noastră pe care noi insistăm și considerăm că este singura soluție în situația în care ne aflăm, și malul drept și malul stâng. Uh, este o... Uh sau cum, măsuri proporționale, o economisire proporțională și pe malul stâng și pe malul drept. Nu poate ca o parte să suporte mai mult, ținând cont de volumul care este de 5,7 milioane de metri cub de gaz pe zi, o parte să suporte mai, mai multe economii, adică să fie mai economicoasă, să spun așa, și altă parte să... Își permită uh, mai, multe, mai multe lucruri. Totdeauna apar suspiciuni în acest sens, că o parte este cea care e mai prudentă, mai economicoasă, cealaltă parte invers. Dar care e concluzia poziția, dumneavoastră după ce ați discutat cu domnul Ignatie? Tiraspolului este că, bine, n-a fost o poziție exprimată de domnul Ignatie personal, a fost exprimată de domnul Obolonic, care conduce grupul de lucru pe economie și de alții care au fost acolo, a fost inclusiv directorul centralei electrice de la Cuciurgan. E că în stânga Nistrului deja au fost întreprinse, ar fi fost întreprinse măsuri severe de economisire. Bună oară s-a adus exemplul combinatului metalurgic de la Râbnița, care uh, și-a redus activitatea cu 75%, uh, fabrica de ciment de asemenea. Deci că economisirea ei o fac din contul uh, marilor uh, consumatori, agenții marilor agenții economici. Că bună oară, ceea ce ni s-a spus de asemenea, în prezent e vacanța școlară în stânga Nistrului și pentru prima dată au fost oprite sistemele de încălzire și sistemele deci de alimentare cu electricitate acestora pe durata, pe durata, vacanților. Deci că ar recurge și ei la economii și că ar fi neadevărat să susținem că nu se fac economii în partea stângă a Totuși, părerea noastră, mă rog, nu sunt specialist în energetică, este că e disproporționat. Încă noi suntem hotărâți să facem pași mult mai mult mai uh, radicale în această direcție. Pe urmă, sigur, e vorba de prețuri care sunt diferite. Dar să ne fie clar astăzi care este poziția Tiraspolului din moment ce ei au anunțat autoritățile Republicii Moldova că micșorează livrările de electricitate pe malul drept al. Până la 23% ținând cont de lipsa de uh, gaz. Bine, dar pe de altă parte, chiar diriguitoarei Republicii Moldova spun că în stânga Nistrului sunt stocuri suficiente, cel puțin pe o lună jumate, pe două luni, de cărbune, de păcură. Am abordat subiectul cărbunelui, pe care la un stoc este un stoc de urgență în cazul în care ar avea loc întreruperea, asistarea definitivă a livrărilor de gaze naturale. Atunci, centrala de la Cuciurgan face apel la aceste stocuri de cărbune, stocul de păcură care este de asemenea necesar pentru pornirea procesului de ardere a, a cărbunelui, dar acesta ar fi, ar putea acoperi necesarul de energie electrică doar al regiunii Transnistrene, deci stânga Nistrului, deci fără pe durata a două pe luni, perioadă, 10 săptămâni pe maxim fără să livreze pe malul drept. Sigur, se ia în calcul și centrala hidroelectrică de la Dubăsari, care în urma, mă rog, datorită nivelului apei Nistrului în toamnă și-a ridicat un pic volumul de producție, dar oricum, capacitatea anuală a centralei hidroelectrice de la Dubăsari este de undeva 200 până la 240 de milioane de kW, deci asta destulează cam 60% din necesarul consumului casnic în regiunea transnistreană, deci nu mai mult. Lăsați să se înțeleagă că situația rămâne a fi incertă, dar. Situația rămâne incertă, în continuare mai sunt discuții, așa cum am anunțat și vineri în cadrul briefingului, Am convenit că nu punem punct, este o virgulă în procesul de discuții, că în zilele imediat următoare experții, inclusiv de pe malul stâng și malul drept, vor continua să discute, să găsească o potențială să găsesc o soluție. Dar ceea ce ați mai anunțat deja dumneavoastră, că așa zisele autorități de la Tiraspol vor doar facilități din partea Chișinăului, inclusiv prelungirea autorizației de mediu pentru uzina de la Râbnița, dar nu sunt dispuse să raționalizeze consumul de gaze și energie electrică. Bun, pentru că ei au invocat faptul că deja au făcut acești, acești pași. pași. Care duc la economisire, care, da? care ar, fi, ar duce la o economisire și, v-am spus, din punctul nostru de vedere, marele probleme apar, de fapt, pe sectorul casnic, pe mici, mica producție, nu doar pe întreprinderile mari, care oricum, până oară, combinatul metalurgic de s a avut pauze destul de îndelungate în activitatea lui, bă, în primăvara anului curent. Dar unii au înțeles că mărul discordii era atunci când Chișinăul a acceptat ca să-i prelungească autorizarea, autorizația de mediu pentru combinatul, uh, uzina de la Râbnița. Acum, dacă această entitate economică din stânga Nistrului și-a redus activitatea drastic, ați spus 75%, da. doar 25% acum mai activează ei. Acum mai este, să zic așa, un loc de negocieri între Chișinău și Tiraspol dacă ei nu mai au sau mai au nevoie de a fi este, prelungită această autorizație? Este un loc de negocieri pentru că oricum 25% este totuși o capacitate încă importantă. Da, sunt. Să mai sunt și alte, și alte pârghii. Sigur că sunt în, în domeniul negocierilor. Să nu se creeze impresia că punem o presiune economică, ceea ce foarte des uh, interlocutorii noștri de la Tiraspol insistă pe faptul că dorim numai decât să provocăm o criză umanitară în iarna respectivă Dar și, și că vrem să o lăsăm lumea în stradă și că va fi o blocadă. Să nu se înțeleagă acest lucru, pentru că atunci când spunem că vom folosi pârghii, um, în limita rezonabilului, și așteptăm pași identici și din partea stângă a Nistrui, să. Fie. Bine! Atunci când vorbim despre complexul energetic, trebuie luate în calcul foarte multe lucruri. Inclusiv, dacă vreți, și securitatea în zonă, stabilitatea, multe, multe alte lucruri care sunt interconectate. Nu e vorba de un singur aspect. Doar. Domnul Serebrian, dar stau și mă gândesc, pentru că ani la rând tot s-a vorbit că activitatea acestei hidrocentrale de la Cuciurgan, Termo termocentrale Termo de la Cuciurgan, E în câștig, e în profit doar dacă livrează aceste volume de electricitate pe malul drept al Nistrului. Acum să înțelegem că ei nu mai au nevoie de acești bani sau că ei sunt constrânși. Nu pot explica, cred că este o constrângere, e o situație de forță. Majoră pe, pe undeva. E o încercare. Eu n-am avut sentimentul că la uh, Tiraspol era o stare de jubilare în legătură cu situația creată. Firește că este afectată, ne dăm seama că sunt afectați. Uh... Altfel decât noi, am spus și la conferința de presă, că poate nu într-o măsură egală și nu într-o măsură egală, dar este afectată și partea stângă a Nistrului și vor fi efecte firește ca și din natură economică și, și financiară. În momentul de față, deja centrala termoelectrică de la Cuciurgan funcționează la capacități destul de limitate din cauza uh, lipsei, lipsei gazului. Mi-ați da, fost întrebat și se pare că încă nu a fost destul de limpede răspunsul. Totuși, această centrală de la Cuciurgan livrează energie României și ucrainii în cantități mici. Așa cum am spus și atunci, nu sunt specialist în energetică. Eu am întrebat de experți care au încercat să-mi explice cum funcționează sistemul, sistemul dat. Este foarte, nu nu exportă în orice caz spre, spre Ucraina, dar sistemul este uh, unic, adică este foarte greu de, de controlat cum, uh, cum se întâmplă. Uh, am pus această întrebare și vineri părții uh, celor din partea stângă a Nistrului care mi-au spus că nu este un export convenit deliberat, este o, mă rog, e un proces uh, tehnic, pe care unii l-au luat uh, drept un export uh, deliberat spre Ucraina deci sau spre România. Nu există așa ceva. Deci nu există contracte de export-import semnate de centrala electrică de la Cuciurgan cu consumatori din Ucraina sau din, uh, din România. Uh, sunt mă rog, măsuri de, de echilibrare, ceva ce se dă și după asta se întoarce în altă parte. E, e un proces tehnic pe care, mă rog, îmi scapă, cred că, ca să nu Da, pentru niște, adică niște banalități. Că, de bine, ordinat. nu este export, dar există totuși o livrare de energie electrică către nu. Ucraina și către de cred România. Cred că trebuie cineva care e chiar specialist în energetică să vă explice cum funcționează. E important ca și radioascultătorii dumneavoastră și să înțeleagă mai mult decât... decât Bine, am înțeles, este un subiect care ar trebui. Su tehnic, dar nu cei este vorba de un export. Dar nu este vorba de un domeniu. export în orice caz. Asta este. Sunt niște acțiuni care pot fi luate uh, drept uh, scurgeri deliberate sau livrări deliberate, dar nu sunt deliberate. Nu mi se reprea. Dumneavoastră ați lămurit cu lux de amănuntie cât au economit economisit cetățenii de pe malul drept al Nistrului, beneficiind de acest consum de energie electrică de la centrala de la Cuciurgan, în schimbul prelungirii acestei autorizații de mediu pentru uzina de la Răbnița. Acum... Nu aș face legătura chiar atât de, și-am mai spus asta, legătura atât de hotărât între, pentru că n-a fost un fel de vă dăm asta și ne dați asta, se luau în calcul mai multe lucruri decât pur și simplu autorizația de, de mediu și prețul pentru, pentru energie electrică, care, sigur, comparabil cu ceea ce se livra din altă parte sau ar fi putut să ni se livreze din altă parte, era destul de, de convenabil. Adică și cât s-ar fi economisit? Sau... Cât păi vrea... dacă calculăm, dacă facem un calcul la 5 luni de zile consumul, da, am ieșit undeva la suma asta, grosomodo, de un miliard de, de lei. Dar acum cei de la Teraspol, cei de la centrala de la Cuciurgan, ar putea să rămână la același cost pentru livrarea de energie electrică sau pot să-l ridice? Un teoretic ar putea să rămână și totul depinde de prețul importului la, la gaz. De la sine gaz. costul producției în sine. Nu, știu, nu am fost partea negocierilor detaliate, punctuale, pe preț. Este, sunt alți colegi care, care discută acest, acest aspect. În cazul discuțiilor care au fost în formatul 1 plus 1, a fost necesitatea deschiderei unui capitol mă rog, pe o platformă politică să fie discutate subiectele date. De asta mă feresc de detaliile tehnice, nu pentru că nu aș vrea să le livrez, ci în cauza că nefiind, de fapt, specialist în energetică, pot să pot să spun un lucru care să fie interpretat cumva sau să lase loc de, de interpretare. Dar s-a discutat mult în spațiu public și despre un scenariu mai trist, că eventual, dacă în stânga Nistrului se opresc sau uh, Gazprom închide robinetul, în primul rând va fi afectată centrala de la Cucurgan cel mai tare. Dar eventual, dacă se caută alternative, atunci autoritățile Republicii Moldova totuși vor asigura cu gaz și energie partea stânga Nistrului. Bine, n-am purtat deocamdată discuții cu nimeni, uh, am atins cumva subiectul dat referitor la niște acțiuni comune. n am intrat în detalii, am și spus la uh, briefingul de presă că subiectul a fost amintit mai curând decât detalizat. Uh, în timpul discuțiilor de, uh, de săptămâna trecută. E firesc ca să avem un plan cât de cât coordonat de acțiuni ce se întâmplă în cazul în care. Uh, da, dar pentru moment încă nu am făcut uh, o discuție comună. Luna noiembrie parcă se va livra gaz, deși uh, Așa anunța... la, cotele, la cotele de 5,7 da. milioane Cele care, care sunt, puțin peste, fost, sunt în decât, da. puțin peste 50% de puțin peste 50% din necesarul care ar putea să fie în uh, această lună. Deci nu avem deocamdată nevoie deocamdată nu avem nevoie de astfel de scenariu. Deși după mine ar trebui să ne gândim. Cu toată seriozitatea, se pot întâmpla diverse lucruri, așa cum am spus, am văzut că conductele de gaz nu sunt neapărat cele mai sigure lucruri din, din lume. În Ucraina este un război, vedem că infrastructura energetică uh, este, are de suferit sau este este țintă, afectată. Este, da? este afectată și se poate întâmpla această sistare din vari motive. Adică se pot întâmpla foarte, foarte multe lucruri și trebuie să avem scenarii, scenarii bine gândite de, de la început. Și ce aceste scenarii, sigur că ar trebui consultate și în cadrul platformelor pe care le avem cu cei de la Tiraspol, platforma grupului economic fiind una dintre ele. Ceea ce spun autoritățile Republicii Moldova, că toți cetățenii ar trebui să achite exact atât cât se consumă. Și pe un mal, și pe celălalt al Nistru. Da, asta este abordarea care a fost anunțată și de doamna președinte, inclusiv, Ferește că nu putem crea regimuri, mă rog, un regim preferențial în acest caz. Vor dar... fi compensări, cum sunt pentru toți cetățenii Republicii Moldova, în măsura în care ne putem permite acest lucru, dar nu va fi creat un regim preferențial pentru vreo parte a Republicii Moldova, oricare ar fi aceasta dar în cazul ăsta se consideră că ar putea să se ajungă la o criză umanitară. Tocmai despre asta vorbesc mai mulți experți, inclusiv cei din domeniul energetic, că cetățenii de acolo nu vor avea posibilitatea să achite exact așa cum achită și cetățenii de pe malul drept al nu știu dacă cetățenii de pe malul drept sunt neapărat cu mult mai bogați sau mai înstăriți Dar decât nu cei e vorba despre bogăție. Anistrului. Este vorba de o deprindere. În exact. Stânga, a lipsit foarte multă vreme și lipsește încă, probabil că deprinderea cu acest preț nici în Republica Moldova nu este prețul real, că este un preț compensat în încă, dar cu atât mai mult e vorba de regiunea transnistreană. Asta este, e, e o realitate, dar va trebui să-i să facă față. Dar în cazul ăsta, compensații, de compensații vor beneficia și cetățenii de pe malul stâng al ministrului? pentru. Nu că... a fost discutat încă acest lucru, asta trebuie să existe o decizie nici nu, nu a fost abordat încă pe platforme interne, mă refer la Chișinău, sau atât mai mult cu ei. astăzi. Dar în opinia dumneavoastră, ce înseamnă o criză umanitară dacă eventual se ajunge la ea sau de ce atât de multe voci vorbesc despre inevi, inevi, sau Criza uh, umanitară inevi, a fost, e o sintagmă preluată, uh, e o sintagmă preluat, uh, din presa, ajung, din presa la această criză. Pe care o folosesc, din păcate, foarte, foarte mulți. Eu cred că încă nu suntem în pragul unei crize umanitare în partea stângă a Ministrului. Așa cum v-am spus, în sens energetic, în planul alimentării cu energie electrică, am fost asigurați că timp de două luni pot supraviețui având resursele de cărbuni dar deseori se uită de capacitatea centralei hidroelectrice de la Dubasar, care poate, așa cum am spus, asigura în principiu cam 60% din necesarul de energie electrică a consumatorilor casnici. De deci, cel puțin la acest capitol, Există, există o soluție. Da, într-adevăr, în, există o specificitate a regiunii Transnistriene. Gazificarea localităților este mult mai mare decât în procentual, decât în partea dreaptă a Nistrului. Și din cauza că gazul a fost foarte accesibil și la un preț foarte, foarte redus. Deci, consumatorul de acolo a fost obișnuit cu acest lucru, dar. Da, e o problemă. Ce, ce este o criză umanitară? O criză umanitară avem, avem, avem acum în Ucraina. Asta este o criză umanitară. Când oamenii sunt lipsiți de apă în orașe mari, când nu au energie electrică, deci da, nu este o premieră. Chievo e un oraș de peste 2 milioane de locuitori, confruntat cu o criză umanitară. Iarăși, dacă ies, credem spuselor cunoscătorilor dosarului transnistrian, ei avansează ideea că, eventual, dacă se ajunge inevitabil la această criză umanitară, atunci va fi mult mai lejer, mult mai ușor de unificat cele două maluri ale Nistrului. Asta este o ipoteză o ipoteză care, care nu are este o la viață. care are dreptul la viață, care nu este însă axiomatică, poate fi pot fi scenarii foarte, foarte diferite. Nu știu dacă cineva poate acum să prezică cu exactitate la ce poate duce această criză. Poate duce la o revoltă, poate din potrivă să ducă la o Poziției mai conciliatoare, n-am simțit acest lucru, și da, s-ar putea întâmpla din potrivă. Nu să faciliteze, ci să acutizeze. acutizeze un conflict, să înrăiască populația care se poate înrăi pe Chișinău, considerând că noi am provocat-o, sau datorită impactului uh, propagandei, da, care, care încearcă să inoculeze în uh, ochii opiniei publice uh, din regiunea transnistreană că anume Chișinău se face responsabil de o potențială criză umanitară care bate la ușa uh, regiunii. Și apoi exemplul ăsta că acolo se achită un leu, un leu și câțiva bănuți pentru un, un metru de... cub. De gaze. De gaze. Mm. Și la Chișinău 30 de lei. Diferența este mare, totuși aproape de 30 de ori mai puțin se achită acolo. Asta ar putea să-i revolte pe cetățenii din stânga Nistrului. Îi va revolta, dar depinde, iarăși, cum v-am spus, în ce direcție îi va revolta. Pe de altă parte, iarăși, exporturile din stânga Nistrului penetrează piața occidentală. Se pune pe cântar privilegiul pe care îl au cei din stânga Nistrului și realitățile cu care deseori ei speculează. Da, întreprinderile din partea stânga Nisului care exportă sunt înregistrate în Republica Moldova, deci ele figurează ca întreprinderi din, din Republica Moldova. Da, sunt foarte multe de lucruri de pus pe, pe cântar. În orice caz, nu este atât de simplu cât, pe cât pare la, la, prima, la prima vedere punerea acestui puzzle la, la, locul, la locul potrivit poate fi și un avantaj, așa cum am spus, nu este axiomatic că o situație dramatică acolo poate să încurajeze neapărat procesul de reunificare. Poate să și îl îndepărteze totodată. Domnule vicepremier, dar pe moment sprijinul pe care îl oferea și dacă îl mai oferă Federația Rusă acestei regiuni transnistrene, acestui, așa zis, Regim de la Tiraspol e tot atât de vizibil ca și până. Vă referiți la unul politic sau unul economic? Politic și economic, pentru că Federația Rusă mai oferea și un adaus la pensii pentru cetățenii de nu, acolo. În momentul de față, cu... ținând cont de greutatea conexiunii dintre Regiunea Transnistreană și Federația Rusă, da, este mult mai, mai complicat. Cred că instrumentul cel mai la îndemână era alimentarea cu gaz ieftin. Asta, de fapt era principalul instrument de Și acele datorii enorme care s-au acumulat, 8 miliarde, peste da, 8 miliarde de datorii, punem da, din sunt, partea sunt părții din Colaterale, gastului. cumva acestei acțiuni. Deci asta era sprijinul, sprijinul efectiv pe care îl primea din partea Federației, de pensiile de asemenea. În momentul de față cred că regiunea transnistreană nu este în opinia în opinia mea o să spun așa, un loc, un punct privilegiat pe agenda Federației Ruse. Ea este circumstanțială. în momentul în care uh, operațiunile militare se apropie sau în, depinde foarte mult de conjunctura uh, militară din, din regiune, din partea de sud a, a Ucrainei. Da, poziția teraspolului față de ceea ce se întâmplă în imediata vecinătate și ne referim la acest război pe care îl duce Rusia în Ucraina. Bun, poziția, poziția teraspolului în... față de Kiev, care e? Teraspol față de Kiev, o pot judeca doar din declarațiile celor de la Tiraspol care transpar în presă, pentru că mai mult decât atât nu pot spune pentru că n-am discutat cu ei Niciodată efectiv nu. care este poziția lor față de față de Kiev. Nu știu dacă colegii de la OSCE sau de la, mă rog, alți mediatori sau garanți, mă rog, chiar Ucraina inclusiv, probabil că s-au pus în discuții acest, acest lucru, dar noi nu l-am avut pentru că am avut pe agenda... Alte subiecte, alte subiecte arzătoare. Da. Dar Republica Moldova mereu a spus că pe cale pașnică în cadrul negocierilor trebuie să fie rezolvată această problemă transnistreană. Iată, mai nou, liderul de la Kiev, domnul Zelenski, a propus pe o platformă specială să fie discutată soarta conflictelor înghețate. Ce poziție are Chișinău? Poziția va fi exprimată de Ministerul de Externe, pentru că, nu, da e un subiect care ține, să spun așa, mai mult de politica internațională. Sigur că va fi discutată. E o inițiativă interesantă. Chievul a mai avut, de altfel, inițiative care au fost pentru vremea lor revoluționare în sensul conflictului transnistrean. planul Iushchenk, o bună oară, care e oarecum uitat, dar care a alimentat mai departe un fel de gândire în raport cu ceea ce putem face în regiunea transnistreană. Deci, da, deocamdată e în proces de analiză și nimeni nu reacționează în dată ad hoc la o propunere de acest gen, încercând să înțeleagă mai multe, mai multe detalii cum s-ar produce acest lucru. Este oare uh, bine să discutăm toate conflictele care sunt înghețate sau semi-înghețate din regiunea Mării Negre? Pentru că ele sunt foarte diferite. Conflictul din Osetia are altă uh, dinamică chiar decât cel din Abhazia deși sunt foarte apropiate și implică aceleași, aceleași țări, ca să nu mai vorbesc de Karabakh. De da, o abordare generală este importantă, este necesară și în această perspectivă, fără îndoială că inițiativa este salutabilă, rămâne să vedem detalii și vedem să vedem în ce măsură trebuie să aibă loc o sincronizare sau poate fi făcută o sincronizare acestor, a, procesului de dialog în aceste conflicte. Dar fără vocea Kremlinului poate fi soluționată problema transnistriană? Greu de spus în momentul de față. Fără vocea cui se poate soluționa problema transnistriană? Pentru că, da, acum un an v-aș fi spus probabil că nu, momentul de față este mai complicat să spunem și pentru că procesul de negocieri, de fapt este, este înghețat. Deci, da, fără îndoială, am spus asta și probabil că a trezit loc, a dat loc unor, unor interpretări. Conjunctura regională după declanșarea acestui război în Ucraina s-a schimbat radical și fără îndoială că și percepția conflictelor și dinamica lor, nu doar cel din regiunea transnistreană Republicii Moldova, este diferită și necesită niște abordări proaspete, noi, pentru că atunci când a fost creat, chiar și acest format de negocieri 5 plus 2, aveam o situație, în momentul de față avem o altă situație și asta se referă, iarăși, la toate conflictele din uh, regiunea Transnistreană. Cine este în plus și în minus în formatul 5 plus 2, crezi, cred că este, în momentul de față, o, uh, mă rog, o abordare un pic un pic greșită. Uh, ceea ce ne punem noi, în momentul de față, în, ca scop, este să vedem ce putem pune pe masa de negocieri atunci când ele vor fi posibile. Nu depinde atât de mult de format, sigur că formatul este un lucru foarte important, dar care este viziunea, abordarea Chișinăului și trebuie să îndreptăm discuțiile pe canalul politic, pe canalul găsirii unei, unei soluții politice, care nu exclude în niciun caz dimensiunea socială sau dimensiunea economică, sau dimensiunea securitară, care este și ea foarte, foarte sensibilă. Ce facem cu poliția, cu miliția, cu securitatea, cu armata de dincolo Bamă, Asta este de asemenea, fisc. Bamă, fisc și așa mai departe. Domnule Serebrian, dar când ziceți că ce poate pune chestiunea pe masa negocierilor, vă referiți neapărat la acest statut care trebuie să fie conferit regiunii transnistrene? Bun, sunt mai mulți pași. Până ajungem la statut, trebuie să vedem cum ajungem la statut. Și după ce definim care este statutul, ceea ce scapă până în prezent, pentru că nu am dus lipsă. De fapt, și deși se crede că a fost o lipsă de proiecte, proiecte am constatat că au existat. Ceea ce n-a existat este cum ajungem la implementarea lor și care sunt pașii de implementare. Compromisul care trebuie uh, să fie găsit, în primul care, rând, între care cele două părți, Chișinău și Teraspol. Pe asta se insistă acum. Dar acest format de negocieri internaționalizat 5 plus 2, el deja... Nu-și mai demonstrează viabilitatea și. Nu că nu-și demonstrează viabilitatea. Formatul, în principiu, nimeni nu l-a declarat defunct și formatul există. Noi discutăm. Dar el ne ei... funcțional din 2019 și, și da și astăzi? nu. Și da și nu. Ultima reuniune în formatul 1 plus 1 a fost în prezența reprezentanților 5 plus 2. Deci, toți au fost prezenți în cadru, De fapt, a fost un fel de 5 plus 2 ascuns, dacă Bine, dacă și preți. credeți că poate fi Ei considerată nu o, nu este, o ședință, ori reuniune în formatul 5 Nu 2. este o reuniune în formatul 5 plus 2, dar e, un e, fel cu, de, prezența exas, tuturor e cu prezența tuturor reprezentanților. Ceea ce demonstrează că toți, până la urmă, au un fel de, de implicare. Chiar de pe poziție de observator, dar începând de la Statele Unite și terminând cu Ucraina, cu Rusia, cu OSCE-ul, toți au un, o poziție de observator chiar și în formatele 1 plus 1 și din câte știu, chiar și în cadrul grupurilor tematice de lucru, aceștia sunt prezenți, încearcă să mențină pulsul discuțiilor care, care au loc între Gheșinilor și Teraspol. Da, dumneavoastră ziceți că la Teraspol sau cu Teraspolul nu se discută doar pe pachetul energetic, nu doar pe dosarul energetic. Alte subiecte care sunt? Bun, Subiectele pe care discutăm, noi n-au fost subiectul energetic. Adică noi am venit pe ultima sută de metri, de fapt, și mai mult ca mediatori. Pentru că, de fapt, ceea ce a fost vineri, colegii de la alte instituții au discutat mai mult. Noi nu aveam ce să ne spunem cu negociatorul șef de la Tiraspol, domnul Ignativ, care este specialist în energetică ca și mine, adică știe la fel de, de puțin dar sigur că noi am asigurat moderarea acestui exercițiu de, de discuții. Subiectele care sunt discutate de noi în mod tradițional sunt legate de școli și a fost abordat acest subiect și în cadrul ultimului, ultimei reuniuni 1 plus 1. Este problema fermierilor, este problema exporturilor, este uh, uh, cea a drepturilor omului pe care insistă uh, Chișinăul tot mai mult în ultimul timp cu condamnații cu unii dintre ei care, cazul Grijin, cazul Oleg Horjan și, 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 și alții, problema libertății circulației, ceea ce s-a întâmplat recent la anumite posturi, care a fost discutat și în Comisia Unificată de Control, dar care e evocat și în cadrul uh, discuțiilor în format 1 plus 1. Deci, astea sunt subiectele tradiționale care sunt legate de. Uh, dar aceste probleme rămân tot atât de acute, de acute așa cum au fost ele, ele rămân și în anii precedenți. Ele rămân și acute în pentru că școlile sunt acolo, timp... școlile sunt acolo fermierii sunt acolo. Bine, dar cei de la școli spun că periodic mai sunt lăsați în pace ca să-și da, desfășoare anume, bună că, activitate. Anume, anume datorită și a, a eforturilor noastre ca să fie lăsați în pace, pentru că trebuie să apară întrebarea de ce sunt lăsați în pace. Sigur că da, am făcut tot posibilul ca fermierii să nu aibă probleme, Dar doar până la finele acestui probleme. an a fost înțelegerea da, ca fermierii să aibă acces sunt... ca să-și adune recolta. Da. Vom vedea după 1 ianuarie, sper că vom, adică sper, sunt convins că vom reuși să deblocăm și acest subiect mai departe. Uh, domnul Krasnoselski cere cu insistență o întâlnire cu, pe care să o aibă cu președinta Maia Sandu. Dumneavoastră ce părere aveți despre o asemenea întâlnire, pentru că șefa statului aici la Vocea Basarabiei a spus că e de nivelul discuțiilor cu vicepremierul pentru reintegrare. Da, vicepremierul pentru integrare. Eu discut cu negociatorul principal de la Tiraspol. Eu am mai spus, de fapt, se obișnuia anterior, există și un alt nivel în cadrul formatului 1 plus 1, cel de șef de executiv, pentru că suntem o republică parlamentară, și asta s-a practicat mai înainte. Ne amintim de întrevederile domnului prim-ministru Filat de atunci cu Șerciuc. După asta domnul Leancă, domnul Gaburici, domnul Filip. La nivelul primului ministru, de fapt, a fost pus accentul. Aceste întrevederi... Domnul la Dodon nivel... s-a întâlnit de nenumărate ori cu da, domnul Da, noi vorbim despre o perioadă scurtă, când s-a s-au sistat întâlnire la nivel de prim-ministru, dar tradițional era la nivel de prim-ministru, vreau să spun că aceste întrevederi. Deci la nivelul executivului se făcea și ținând cont de Constituția Republicii Moldova, care e o republică parlamentară. Deci, de fapt, la nivel de executiv s-au purtat aceste discuții. Deci, acum ar trebui sau nu să accepte președinta Maia Sandu? Nu vedea, dacă va trebui și vom considera că este, că este oportun, vom merge. Nu, nu e vorba, nu știu, de președinte, nu pot răspunde numele șefei statului. La nivel de guvern vom vedea. Uh, de fiecare dată cei de la Teraspol insistă pe menținerea neutralității. De ce sunt atât de insistenți ca să fie menținută neutralitatea? Pentru că nimeni nu a spus cu amând. Vedeți foarte des subiecte care Aparent nimeni nu atentează la el. E un discurs care îl găsim și în partea dreaptă a Nistrului. E un fel de frică de abandonare neutralității, deși în repetate rânduri am spus că pentru abandonarea ei e nevoie de modificarea unui articol în Constituție. Modificarea unui articol în Constituție implică două treimi din deputații din Parlament. Deci nu văd în momentul de față cine ar atenta la acest articol din, din, Constituție. Da, așa, o curiozitate în stânga Nistru, cine asigură securitatea asupra acestei regiuni nerecunoscute și care de iure totuși rămâne în componența Republicii Moldova? În ce sens asigură securitatea? Păi noi vorbim că sub care umbrelă ne asigurăm noi securitatea întregul stat Republica Moldova, dar ei când vorbesc despre securitatea Republicii Moldova, sub care umbrelă cred ei că și asigură această securitate? Bun, cred că e aceeași situație ca și Abhazia sau Osetia de Sud. În orice caz, nu este vorba de Republica Moldova. Ei văd altfel lucrurile. Văzut de la Tiraspol, situația este, este diferită și ei insistă pe faptul. Și vedeți cât de mult, cât de puternică este această insistență, că ei sunt un stat suveran. Mie mi s-a părut chiar foarte periculoasă accentuarea acestui lucru pe parcursul verii mai seamă și am reproșat public această insistență care era neavenită, ne la locul ei în condițiile amplificării uh, crizei securitare în, în, regiunea, în regiunea noastră. V-ați creat o impresie și despre spațiul lor informațional pentru că acolo sursele din Republica Moldova nu prea ajung decât prin internet, cei care accesează internetul. Um, și da și nu. Uh, pentru că majoritatea localităților din stânga Nistrului sunt uh, chiar pe Nistru. Uh, cele am veri din am zona verificat, de securitate. Am verificat cele din zona de securitate, unde locuiește 80% din populație. Am verificat chiar eu, radioul este auzit. Bun, este important să fie și înțeles radioul pentru că multă lume nu înțelege română. Bine, satele înțeleg, pentru că satele sunt majoritar românești, dar mi este foarte greu să judec despre impactul pe care îl are radioul sau, mă rog, presa electronică, să spun așa, exact. din, din Republica Moldova, ziarele. deși bănuiesc că, ținând cont de volumul citat, de presă citată din Republica Moldova, anumit mas mass-media din Republica Moldova sunt mai bine cunoscute cele de limba rusă care mai frecvent sunt citate și mai ales una două pe care le am reperat frecvent citate în partea stânganistului da, nu putem să spunem că am creat un spațiu informațional unic în niciun caz, dar nu putem spune că este în total, cum să spun, izolare informațională. O anumită informație trece și plus că sunt contactele umane foarte, foarte intense. Pe orice punct, orice pod n merge de la Sănătăuca ca până la, până la Ciobruciu, vedeți Șiruri de mașini care trec într-o direcție și în alta. Deci nu putem spune că este un vid informațional. Bine, acum e alta situația, pentru că există acest război în imediata vecinătate a vecinătatea Republicii Moldova, pentru că până la această invazie rusă în Ucraina, sigur că era circulația foarte intensă și către și de Odessa, către Ucraina, Ucraina. mai ales către Odessa. Mai ales exact. Către Odessa, da. Dar niciodată n-a lipsit din câte mi s-a spus o comunicare la nivel societal cu Chișinăul destul de intensă. Deci... Apropo, dumneavoastră, practicați să mergeți și în localitățile Am fost în câteva. situate în această zonă de am securitate. Fost în câteva. Ce vă spun cetățenii? În zonele de, de securitate a Republicii, din partea Republicii Moldova <laughs> sunt ambele, dar <laughs> da, din partea dreaptă da. vă referiți a, a Ce vă spun oamenii? Local, Bine, oamenii și... sunt uh, îngrijorați mai ales de Tensiuni, de o posibilitate a escaladării tensiunilor, de război. Vedeți, asta este o percepție interesantă pe care am observat-o acolo, în zona de securitate și pe care, mă rog, am observat-o în localități mai îndepărtate, pe prut, unde specificul întrebărilor despre zona de securitate, despre regiunea transnistreană, este uh, diferit, pus dintr-un alt uh, punct de vedere. Energetică, uh, uh, sancțiuni. Mă rog, problema, problema războiului și păcii nu este atât de pregnantă în întrebările care sunt. Nu spun că, sunt, că este lipsă, dar nu este atât de, de vizibilă. Eu am fost impresionat și de volumul de contacte care există între localitățile de pe malul drept și malul stâng, la nivel umanitar, chiar între școli, bună oară. Da? Înțeleg competiții sportive sau de altă natură care se fac între școlile de pe un mal pe altul, sigur cu susținerea proiectelor Uniunii Europene, Națiunilor Unite, care încurajează acest gen de, de, activități. de activități. Da. Nu pot să spun că este prea mult optimism în legătură cu ceea ce se observă în regiunea transmistrană. Frica principală fiind tensionarea, tensionarea situației. Bine, aici pe malul drept al Nistrului problema transnistriană se regăsește mai sus decât sau mai jos decât 10 în Nu mai cred că este topul așa. Topul preocupărilor Nu mai cred cetățenilor. că este așa. Era într-adevăr așa într-o perioadă calmă de altă dată. Am văzut sondaje de opinie în care era pe locul 11 în lista exact. preocupărilor cetățenilor. Cred că în momentul de față Dosarul transnistrean a devenit unul foarte vizibil și interesant. Mă uit după numărul de uh, analize, după numărul de interviuri care se dă, după numărul de solicitări care se fac la adresa noastră, inclusiv pentru a interveni în presă, îmi dau seama că este un interes foarte mare. Cred că s-a doua sau a treia oară chiar la dumneavoastră. Uh, vorbind despre dosarul transnistrean, cred că predecesorii mei nu veneau atât de des uh, pentru a vorbi. Au mai despre venit, dar eu uh, îmi amintesc, dumneavoastră ați declarat că invazia rusă în Ucraina a atras atenția comunității internaționale asupra dosarului transnistrian. Asta înseamnă că există mai mult interes din partea altor există, capitale. Există. Nu că doar din partea altor capitale. Într-adevăr, s-au sensibilizat mai mult și încearcă să înțeleagă mai bine ce, ce este cu acest dosar transnistrian, pentru că Cunoștințele erau oarecum limitate chiar și în capitale mari, sensibilitățile, toate tot. Doar cei care se, preocu se preocupau neîn mijloacea de acest de mulți. subiect. Și nu erau da. atât de mulți, cred că îi numărăm ușor. Câtă lume, la nivel de experți în Europa de vest sau în Statele Unite, cu atât mai mult știau ceva despre conflictul transnistrean. Uh, mass media este foarte interesată și la numărul de interviuri care sunt solicitate, de reacții care sunt solicitate și de uh, ziare mari, de posturi mari de televiziune. Mercur, oară, un mare post de televiziune din Germania, mi-a solicitat un interviu da. de la Times până la, până la Washington Post sau Frankfurter Allgemeine Zeitung sau, sau uh, Radio France International, care a cerut de câteva ori uh, reacții pe diferite subiecte. Cred că presa internațională n-a avut un interes atât de mare pentru noi niciodată. Chiar dacă domnul Neuker, care și-a încheiat misiunea, a plecat din Republica Moldova fără să fie înregistrat măcar un mic succes pe timpul Bun, mandatului său? Nu este său. singurul mic succes. Asta s-a întâmplat și în alte, în alte situații. Adică nu putem spune că... Și contextul a fost unul foarte complicat. Exact. Din păcate, acest mandat al domnului Norki Năchir s-a suprapus pe de o parte pe perioada pandemică, când discuțiile dintre Chișinău și Tiraspol au fost online și destul de sporadice, viciate de situația pandemică. Uh, situația pandemică încă nu s-a încheiat bine și a început războiul de pe, din Ucraina, care a dus discuțiile dintre nou și Traspol pe un cu totul alt uh, făgaș Frecat? și pe alte frecvențe decât cele care erau anterior, uh, uitând de 5 plus 2 și de toate proiectele care existau, pentru că vă amintiți. În prima lună de mandat, care a fost singura lună pașnică pe care am avut-o, spuneam, după întrevederile cu toți reprezentanții, pe rând, ai formatului 5 plus 2, că în luna mai urma să aibă loc, la 16 mai, mi-aduc aminte și acum, exact. urma să aibă loc în Polonia o, o nouă rundă de negocieri în format uh, 5 plus 2 și ne făceam deja, mă rog, conspectul cu ce ar trebui să venim și ce ar trebui să înregistreze această reuniune. Ei, lucrurile au luat-o în altă, în altă direcție. Azi. Dar la Ministeriala, de la finele acestui an, problematica transnistreană va fi pe agenda sau nu se cunoaște? sau războiul ruso ucraian acum a eclipsat, agenda, a eclipsat agenda, fără internațională îndoială, și agenda internațională agenda internațională Da, am avut discuții și cu colegii de la externe și cu colegii din alte, cei care sunt în formatul 5 plus 2. Vom vedea în ce măsură și cum va fi reliefat problema transnistreană în contextul actual la această ministerială. Acum misiunea OSCE la Chișinău are o nouă Doamna Kelly nouă șefă, American? Da. De fapt, se pare că doar domnul chiar nu a fost american. În rest, toți șefii misiunilor de la Chișinău au fost pare, de, da. de peste ocean. Tematica respectării drepturilor omului. Pentru că e un subiect foarte, foarte sensibil, dar tot atât de important. Foarte multă lume se plânge că are de suferit, dar ea nu are unde să-și caute dreptatea. Uite, cât de mult vă reușește să obțineți rezultate pe această dimensiune când e vorba de respectarea drepturilor omului? Sperăm că unul dintre deținuți despre care se vorbește foarte mult va fi în curând eliberat. Grație uh, eforturilor pe care le-ați depus? Bun, nu-mi place foarte <laughs> mult să laud în public activitatea, Grațiene, grație, negrație, va fi eliberat. Sperăm și parcă am confirmarea că acest lucru se va întâmpla. Pe cazul uh, Glijin, trebuie să spun că a fost discutat uh, inclusiv cu domnul uh, Krasnoselski și, mă rog, rezultatul a fost uh, pe de o parte, acceptarea medicului austriac ca să-l viziteze după o pauză foarte lungă când n-au avut acces medici din afară ca să-l vadă. Pe urma mama lui a putut să-l să viziteze. Aici chiar vreau să insist, să laud eforturile biroului pentru că a fost făcut tot posibilul ca acest lucru să se întâmple și negocierile cu Tiraspol au fost foarte punctuale am ascultat-o, am primit-o pe doamna grijă de câteva ori și am întâlnit-o și la Sănătău ca atunci când am fost, ca să înțeleg mai bine dosarul, ca să am uh, cazul mai, mai clar în, în față. Domnule Serebrian, dar aceste încălcări ale drepturilor omului, din stânga Nistrului, ele sunt un fel de pârghic? Care pot să preseze autoritățile de la Tiraspol, nu. chișinău Nu, nu, ele nu sunt neapărat pârghii, pot fi privite și ca pârghii. Am încercat să înțeleg și eu care este substratul, substratul acestor cazuri care sunt mai răsunătoare. Ferește că explicațiile celor de la Tiraspol. Au fost interesante, dar nu mi s-au părut uh, credibile. Ca dar să, prin ce ca au fost interesante? Nu, nu cred că Vreți spuneți. când vă mai întâlniți cu domnul Ignatiev sau când, când mai, mai am, mergeți noi, la Noi am înțeles că chiar în... Bun, nu neapărat ne noi la tiraspol, nu mai și ei la Chișinău, pentru că asta este regula, o întâlnire are loc la tiraspolul. Deci ar urma Chișinou, domnul Ignatiev să vină la, la Chișinău când? Înțelegerea a fost mijlocul lunii noiembrie, eventual. Da, dacă nu se schimbă nimic, nu intervine nimic, dar după cum v-am spus, și în zilele următoare vor avea loc discuții, inclusiv discuții despre care da, am anunțat deja câtorva grupuri de lucru. E, mă rog, un proces aparent, lumea zice, nu s-a discutat nimic, nu s-a decis nimic, după cum, care atunci când intrăm pe cazuri punctuale și vedem cazul unor oameni foarte concret sau cazuri foarte concrete a terenurilor agricole sau a școlilor sau lumea spune, păi, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic pentru tocmai pentru că aceste lucruri au fost uh, discutate și soluționate din timp. Domnul Sereplan, dar sunt două întrebări pe care le adresează foarte mulți colegi de-ai mei autorităților Republicii Moldova. Câți ani ar trebui Republicii Moldova să adere la UE și câți ani ar trebui ca Chișinăul și Teraspolul să reunifice cele două maluri? Ale Nistrului? nu am răspuns la această întrebare. Nimeni nu cred că are, pentru că câți ani ar trebui Republicii Moldova să adere la Uniunea Europeană, asta e să ne dăm înghicit. Cine ar fi spus acum un an că Republica Moldova poate obține în câteva luni statutul de candidat la aderare? Nimeni. Pentru că așa a devenit conjunctura. Conjunctura bruscă a creat niște, niște, premize care nu, nu existau. Să fim optimiști, în primul rând să Urăm mult succes și Uniunii Europene să depășească crizele pe care le are și vedeți, reticențele care sunt în anumite, în anumite capitale. Cât privește cazul, mă rog, reunificarea, reintegrarea țării, mai, mai bine spus, eu contez foarte mult pe faptul că vom reuși o sincronizare a procesului de integrare europeană cu cel de reintegrare. Deci procesul de europeanizare ar putea mai Ca, ușor Da, și să deja a început, după mine, unească, faptul că cele două maluri. După mine, faptul că uh, atât de multe întreprinderi din partea stânga a Nistrului exportă acolo, deci sunt legate de Uniunea Europeană prin aceste pârghii economice. Ca atât de mulți cetățeni din partea stânga a Nistrului au cerut cetățenia Republicii Moldova. Și astăzi au această cetățenie, cât cetățeni 350 de 350.000. Deci asta e cam 90% din populația regiunii ceea da. ce nu găsim în nicio altă parte. Adică nu avem o situație identică în Abhazia sau în Karabah sau în Ossetia. Dar cele 10% sunt cei care mă rog, activează în cadrul sunt, contingentului de Poate, da. Poate sunt și persoane de... mai în vârstă care nu au neapărat nevoie să iasă din regiune sau din țară în general. Nu-mi nu pot explica care este, dar e un număr foarte foarte redus. bine Și și în Republica Moldova, un procent probabil din populație nu are cetățenie. Pentru că au alte cetățenii. Pentru că au alte cetățenii. Sau sunt apatrizi, sau nu știu. Dar chiar pe final, cât de preocupat ar fi Ucraina, având de cazurile ei de soluționarea problemei transnistrene? Este foarte preocupată, fără îndoială, și am simțit asta în discuțiile cu partenerii ucrainini întotdeauna. Foarte deschisă, foarte interesată și, fără îndoială, că Ucraina are dreptul moral să fie atât de preocupată, întrucât regiunea este la hotarul, la hotarul ei. Deci este un partener de dialog în cadrul formatului 5 plus 2 foarte, foarte, important. Este de fapt un garant și a fost de la bun început un stat implicat în procesul de negocieri. Dar acest segment transnistrian de la hotarul moldo-ucrainean rămâne a fi închis? Rămâne a fi închis. Și el va fi închis până se sfârșește războiul ruso-ucrainean. Probabil, cel mai probabil, da. Mulțumim foarte mult pentru prezență la Vocea Basarabiei și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mare dragă, eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru discuție.